Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la Zodiacul lunii iulie. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în semnul balanței. Vă urez tuturor bine ați venit. Înainte de a începe această citire, vreau să vă readuc aminte că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu se potrivească aceste mesaje. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici prezenți. Vreau să fac și un anunț foarte important. Nu ofer ședințe private în această perioadă și nici nu mai răspund la mail-uri sau la orice alte telefoane pentru că nu mai am timpul necesar. Nu uita că dacă dorești să-ți vizionezi bonusul tău zodiacal, te poți alătura canalului meu de membri. Tot ce trebuie să faci este să apeși butonul Alătură-te. Acolo vei găsi două canale de membri, Private Initiator și Verum Demoniorum, în funcție de ce teme te interesează. Dragile mele balanți, haideți să vedem care sunt aspectele voastre, care sunt mesajele cărților de tarot și, bineînțeles, a cărților oracol pentru următoarea perioadă. Nu uita să apeși butonul de subscribe și clopoțelul. Este foarte important pentru că doar în felul acesta o să poți primi notificările în legătură cu tot ceea ce postez eu aici. Bun. Hai să vedem cum se simte balanța în această perioadă. Păi se simte bine, din ce văd eu. Te simți bine, însă te gândești la ceva, de ceva timp. Nu-ți dau pace acele gânduri. Poate vrei să rezolvi o problemă, vrei să rezolvi o situație, nu știi încă cum să o rezolvi. Situația se află oricum în mâinile tale, soluția de asemenea, să știi. Mesaje suplimentare. Ok? Bun. Din ceea ce pot să observ în energia ta, este faptul că te afli la o răscruce de drumuri, hai să o numim așa. Te afli într-o postură, te afli într-o situație destul de ciudată, pentru că unii dintre voi vor sau au de gând să plece de la actualul loc de muncă. Poate sunt probleme acolo pe partea profesională, se termină un contract, nu se știe dacă ți-l mai prelungește, nu știi tu eventual ce să faci, dacă ai vrea să mergi către alt drum, dacă ai vrea să rămâi, în fine, lucruri de genul ăsta, indecizii și un moment într-adevăr de indecizie pentru tine, draga mea balanță, ai cartea cu numărul 8 ce vorbește despre această indecizie. Această etapă din viața ta în care ai nevoie să te hotărăști dacă mergi în stânga sau dacă mergi în dreapta, iată, aceasta este cartea ta a indeciziei. Și așa cum ți-am spus mai devreme, avem aici un contract, avem aici o căsnicie, avem aici o relație, este posibil ca partenerul tău să se gândească la această despărțire sau pur și simplu amândoi să vă gândiți la această separare, fie că vorbim despre o căsnicie, fie că vorbim despre o relație neconvențională. Este ceea ce pe tine de fapt te frământă în momentul de față cel mai mult, asta pot să-mi dau seama cu siguranță. Au fost aspecte care pe tine te-au deranjat aici. Sunt lucruri legate de încredere, sunt lucruri legate de loialitate și cred că ai nutrit așa în interiorul tău această nevoie cumva de a fi iubit, de a avea armonie, de a fi plăcut pentru celălalt. De asemenea, simt că situația materială totuși atârnă destul de mult aici, în conjunctura voastră, este posibil să fie vorba și despre opoziție și cred că unele dintre voi probabil bănuiți pe partenerul vostru că mai stă și cu o altă femeie. De prin mediul profesional ar veni asta, da? Iată, îmi apare această prezență feminină, îmi apare această femeie, acest personaj, poate să fie doar o teamă de-a ta, poate să fie doar un gând de-al tău, însă clar bănuiala există acolo. Hai să vedem ce spun și cărțile de tarot. Mesaje importante pentru cei din semnul balanței. Tocmai ce am văzut roata destinului, asta înseamnă, draga mea balanță, că te afli într-un moment într-adevăr important din viața ta. Foarte, foarte important și foarte puternic totodată, pentru că roata destinului reprezintă un eveniment pe care nu îl poți controla, vine și este un eveniment ce posibil să
fi trebuit să apară la un moment dat în viața ta, însă l-ai amânat. Și acum ai senzația că vin așa toate peste tine. Ia uite. Wow, ce avem aici. Moartea, cavalerul, regele de cupe, cavalerul de cupe și trei de monede. Cineva își dorește să construiască o altă relație cu o altă persoană. Deci dacă tu ești, să spunem, căsătorit sau căsătorită, este clar că ești îndrăgostit sau ai o relație extraconjugală cu o altă persoană. Tocmai de aceea îți dorești să rupi această căsnicie sau această relație în care tu deja te afli. La baza pachetului avem îndrăgostiții și steaua. Simți că această persoană este persoana ta. Este o energie extrem de puternică aici. Este o energie care vorbește despre... Știi tu, acel sentiment precum că cunoști persoana aceea din totdeauna. Posibil că această persoană să fi intrat în viața ta de curând pentru unii dintre voi. A fost această invitație, a fost această invitație către a vă muta împreună, către a avea planuri împreună. Unul dintre voi doi clar este căsătorit. Ideea este că tu ai nevoie de curaj în această situație, știi? Pentru că te tot întrebi, băi, să rămân cu persoana asta, să nu rămân, să... Nu știu, ce este bine pentru mine să fac? Odată ce tu deja te afli în conjunctura asta, este clar că Universul îți arată că nu mai ești ok acolo. Pentru că dacă tu ai fi fost ok acolo sau partenerul tău ar fi fost ok acolo, n-ați fi ajuns clar în situația asta, nu? Lucrurile sunt extrem de simple. Simplifică-le. Simplifică-le cât poți de mult. Îndrăgostiți arată o energie foarte pasională. Vorbește despre pasiune, despre conexiune, despre atracție fizică foarte mult, da? Sentimente pe care tu nu ți le poți explica în totalitate. Sunt sigur că unii dintre voi chiar se gândesc la faptul că această persoană a mai făcut parte din viața trecută a unuia. Așa cum am spus, avem moartea, avem regele de cupe, avem cavalerul de cupe și trei de monede. Cu toate astea simt că tu și în această persoană ești neîncrezătoare. Simți cumva că te-ar putea înșela, simți cumva că te înșeală și acum, adică te gândești cumva că ar putea să existe o altă femeie în viața lui sau un alt bărbat în viața ei. Nu mai există aceeași încredere. De ce? Pentru că conjunctura voastră cam așa a pornit și în momentul în care se pornește cu o asemenea situație, clar ambii au o oarecare nesiguranță. Regele de cupe, permitem să spun că nu este neapărat un rege sau un personaj fidel. Nu este. Îți poate oferi tot ceea ce ai tu nevoie pe moment, îți poate arăta acea dragoste pe care tu ți-o dorești, acea afecțiune, acea protecție într-adevăr, însă nu neapărat pe un termen foarte lung. Poate ceva s-a întâmplat în urmă cu 3 ani la tine sau pe o perioadă de 3 ani sau urmează să se întâmple pentru că ai și cavalerul de cupe și 3 de monede. Și asta înseamnă pentru tine o nouă construcție, într-adevăr, dar pentru unii înseamnă această relație pe care voi ați construit-o, să spunem, în ultimii 3 ani de zile cu această persoană. Este foarte posibil ca și această relație să se schimbe, dacă nu să se termine, până la sfârșitul acestui an. De ce? Pentru că aveți moarte aici. Așa asta înseamnă pentru voi schimbare. Adică ori treceți la următorul nivel, ori lucrurile se opresc acolo, pentru că am senzația că el de fapt este cel care nu este hotărât în toată situația asta. Te întoarce cumva pe toate părțile, vine la tine, după care pleacă, după care te bagă într-o situație din asta ciudată de necomunicare, se distanțează, îl simți câteodată că este prezent, însă câteodată îl simți extrem de distant. Hai să vedem The Cross Love pentru balanțe. Pentru că, din ce văd eu aici, te afli într-adevăr într-o relație complicată. Mesaje importante. Mulțumesc. S-ar putea să ți se deruleze aceeași bandă, aceeași casetă, același gând de mii și mii de ori. Este un pattern pe care tu ai nevoie să-l schimbi în acest moment. Poate nu toate lucrurile și poate nu toți oamenii sunt așa cum tu îi privești cu această neîncredere. Simți că persoana asta pune limite
Și nu uitați că energiile se pot schimba, da? Poți să fii tu în situația asta sau poate să fie partenerul. Simți că aici se pun limite. Există foarte multă pasiune încât nu știi ce să faci cu această pasiune. Ai coșugul aici de Coffin. Iată, ce arată pentru tine un nou început este o carte asemănătoare morții de mai devreme. Da? Asta înseamnă un nou început pentru tine, asta înseamnă eliberare, asta înseamnă renaștere, tranziție, insane chemistry, o nebunie a chimiei ce există între tine și partenerul acesta, interese comune, totul ține de cum percepi tu situația. Twin flames. Da, sufletele gemene, da. Însă am mai discutat despre aceste suflete gemene. Uite, exact acum m-am uitat la 11 și 11, să știi, pentru tine. Deci este clar un mesaj divin aici, este clar un mesaj foarte important pentru tine, că ai nevoie să te hotărești și pregătește-te pentru această nebună schimbare, pentru că vine în viața ta. Știi, nu le poți avea pe toate, va trebui să faci această alegere, va trebui să discutați și să vedeți ce se va întâmpla cu relația voastră, pentru că tu ești atât de fricoasă, da? Dacă ești femeie, ești atât de neîncrezătoare. De ce? Pentru că în repetate rânduri inima ta a fost frântă. Deci a apărut mai devreme și acea femeie. Părerea mea este să fii precaut sau precaută în această situație, pentru că, repet, nu sunt încă niște energii extrem de stabile pentru tine în această relație. Încă există foarte multă neîncredere, comunicarea este și nu este și părerea mea personală este să mai aștepți, este să mai tatonezi terenul până ajunge la o clarificare, dar dacă te afli deja într-o conjunctură de genul ăsta cu căsnicia, aici cred că lucrurile chiar trebuie să se termine pentru voi, pentru că niciunul dintre voi doi nu mai este fericit și nu mai este bine. Și odată ce practic ajungi să te îndrăgostești de o altă persoană sau odată ce practic ajungi să trăiești visul cu o altă persoană, nu mai are rost să mai ții o altă persoană în loc. Este useless. Dragii mele balanțe, vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că m-ați urmărit, sper că v-au plăcut mesajele mele. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și să aveți mare grijă de voi. La revedere!